Nu vă supărați. Eu? Nu știți de unde pleacă telefericul? Telereficul? Telefericul. Nu, nu știu, domnule dragă. Eu fac ascensiunea numai per pedes. Rădulescu. E bine că urcați pe jos, da, pentru că și peisajele sunt peisaje interesante. Foarte frumos. Și artizanatul este splendid. Să știți că eu sunt mare. Dar sunt mare amator de artizanat. Da, mă bucur că ne-am întâlnit și eu sunt un colecționar pasionat. Da? Mă bucur când întâlnesc un om care în vacanță împletește. Nu, eu nu împletesc. Nu, nu, împletește, nu-i așa? Utilul cu frumosul. Da, sigur, sigur, e foarte frumos, să știți. Noastră, ce achiziții noi ați făcut? A, două piese rare. Da? Un polonic de Căpâlna. Aha. Și un bucium de cireș. A. Sau polonică de cireș și buciumul e de Căpâlna. În orice caz, două piese rarisime de super artizanat. Ce super trebuie să fie să ai în casă un bucium. Da, da, și dimineața nevasta să vie cu nesuaburind într-o străchinuță de salonta și alături un putinei cu cico la gheață, da, cu sandwich-ul. Da, 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 minunat. Și eu am niște achiziții formidabile. În ultima vreme am achiziționat un făcăleț de Turda, secolul 13-14, că de Zalău are și Vasilescu de la 6 și n-am vrut să fim la fel. De altfel să știți că tot interiorul meu este numai în stil popular. Oh. Da, trebuie neapărat să-mi vedeți lavița mea cu coviltir plisat și pe ea să știți că nu am nu arcuri, nu zegras, nu relaxa. Paie! 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 Excepție, apropo! Da? Vă plac cocenii? Moartea mea, mă topesc pe coceni. Eu stau la etajul 2. Aveți coceni? Nu, nu. Am vrut să schimb, să scot tabla și să pun coceni. Ce idee! Cu tablă este banal, dar nu m-am înțeles cu comitetul de bloc. Comitetul de bloc, dar ce se pricepe ei la art? Da, adică Ionescu să-și ia ciubăr, nu? Da. Tănase și-a luat ciutură de fântână. Calistrat are un ciur, nu mai eu nimic. Da. Și notați, ei le păstrează pe când eu le fac să circule, da, să cu supliment de preț. Dar e normal, nu-i așa, de altfel să-și spune, original, cu orice preț. Cu orice preț, original. Cu orice preț, a orice preț. A orice preț, da, vă salut. Dumneavoastră încotro o luați? Eu o iau după cergă. Ah. Am auzit că aici, prin apropiere, este o stana. O cine? O stana. Cu oi, cu ciobani, a, cu iarbă. Stână cu căciulă. A, mi-am uitat căciula și mă duc, poate fac rost de o... Cerg. De o cergă, da, din, da, asta originală, am o comandă specială. Da, vă doresc mai bine, eu plec în sus. Îmi pare bine, bine, tovarășul apostolor. Eu sunt Popescu. Merg pe pedes. Mă duc în sus să caut niște bolovan. Bolovan de râu. Se poartă în living room grozav. Bolovan? Bolovan de... Roci. Roci, bolovan, ce găsesc mare, să pun în living room câteva bucăți. Să știți, dacă aveți greutăți și nu găsiți bolovan pe măsură, vă adresați la mine. Vă, da, duc eu la cineva care confecționează bolovani pe comandă, o nebună. Formidabil. Vă mulțumesc foarte mult la onoare. Vă salut și bolovani ușor. Și dumneavoastră, cercă plăcută. Mai bine. Mă gândesc dacă găsesc ceva să-i transport până la poștă. Poate am norocul să dau peste o basculantă sau un excavator sau măcar un măgar. Oricând vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Vă salut. Am onoarea. Cergă ușoară. Nu, nu, eu sunt bolovanii. Un cioban autentic și ce sarică originală are pe el. Al meu ești. Apoi, ziua bună, domne dragă. Bonjour, bade. Bonjour. Cu matale sunt oițele astea. Dar băi, cu ține, mă rog frumos. Vai, da, ce costum frumos ai. Ce bine-ți vine. Ia, întoarce-te puțin să mă uși o țiră la tălică. Uită-te, dar repede că mă zoresc mioarele. Bună bâta? Bun. Cum o dai? Da-ți vârlita. Nu azi, dar convinzi. Păi, dar păi cui trebuie? Mie. Da, că ți-o dăruiesc minte, naș. Da? Mersi, fain. Dar de saga asta nu ți-e prisosește? Nu, că în ea țin cașul. Da? E prototip sau e de serie? De lume. De mine. Ia, îmi dai voie să o pun puțin pe umăr? Da. Stai să vedem dacă... Pun eu.
Ia. Păi eu mai am vreo 4 sus la stână. Da? Da. Ei, uite, îți dau un pol pe ea. Nu, te rog. Nu, lasă. Te rog, uite. Lasă. Uite aici, ai un, uite, 25 de lei pe ea. Lasă. Nu, se poate, suvenir. Suvenir. Acum eu pot pleca. A? Da, ia stai puțin. Pălărioara asta nu-mi dai voie să încerc și eu? Păi, numai să vă vină. Păi de ce să nu-mi vină? Ia să vină. Lasă nițel. Ia. Parcă e a mea. Ia spune-mi, da, Cujma... Tot suvenir? Nu. Vreau să te întreb de sarica asta. Ce faci cu ea, nu mi-o dai? Tot suvenir. Nu, bade, se poate. Facem schimb, uite. Eu îți dau fâșul și dumneata îmi dai sarica. Păi sarica mea e de lână și cum o să le cânt eu mioarilor? Fâșoiță la poiană, fâșoiță, fâș, parcă ești sicroni, nu vezi că merge mai bine? Trebuie să le cânt mai modern, stai să o încerc, dă-mi și ăsta, că văd că e colorat. No. Vreau, nu, domne, vreau, domne, nu, domne, trebuie domne, să fac nu garnitura completă, nu poți să-ți iau. Ia uzi, ia uzi. Te-au văzut câinii cu ea. Cum îmi vine? Ia, vine. Auzi, domnule dragă, eu ți-aș da sarică asta dacă ieși de turma. Nu pot să iau turma. Nu pot să iau că nu sunt în profilul meu. Eu sunt profilat numai pe artizanat. Catrințe, bundițe, lavițe. Apoi atunci să ai grijă să nu faci cașul pe sărat. Și dacă vine lupul și întreabă de mine, să spună dumneitale la ureche ce vrea. Orvar, domne dragă!